când Dodon a votat pentru președintele Timofte. Banii s-au dus la Dodon de la Filat, iar Plahotniuc a monitorizat. Plahotniuc are toată înregistrarea cum au ajuns banii de la Filat la Dodon. Deci ceea ce spunea Renato Osată că 600 de e corect? 100%. Asta nu numai că e corect, dar Plahotniucu are pusă la dosar chestia asta. Plus la asta, mai are adăugat 1.500.000 pe care l-a luat Dodon de la tranzacția cu Moldova Gaz. Mai are, acum i-a dat președinția și îl așteaptă la președinție să-și spele banii pe care are să-i obține de la Moldova Gaz. Pentru că Dodon a venit, Voronin s-a corupt în timp și de acolo a început să piardă. Uh-huh. Dodon a venit corupt. Și Dodon, vă rog să-l asemănați mai mult cu Filat. Este un alt Filat decât Voronin. Chiar dacă deține controlul asupra unui electorat, asupra unui bazin electoral mare. Dar Dodon, după felul cum este foarte capsând la bani. Este foarte capsând la bani și ia bani mici.